Rec, thank you very much. Thank you very much. Ce faceți, mă? Nebunilor. Salut, ce faceți? Eu bine, voi? Nu m-am putut abține. Comentariul epic din episodul trecut este de la Blue Eye, care zice: hai cu 40k. Și da, ne-am adunat, suntem 40k. Eu filmez episodul ăsta și azi, filmez episodul ăsta joi. Și aseară am făcut 40k, m-am uitat pe YouTube, eram 40.000. 2-3 ani mai târziu de când am început canalul ăsta și vreo 200 și ceva de emisiuni. 40.000, vă mulțumește, fratele, că ați dat subscribe. Avem o comunitate super tare, adică mie îmi place foarte mult ce am creat aici. Numai oameni mișto aici. Bine, ci drept le-am și dat bloc la aia care nu sunt mișto. Eu am mai avut parteneriate, în special pe TikTok, pentru că acolo am mult mai mulți urmăritori. Dar a venit momentul să aducem sponsor și aici pe YouTube, așa că aștept să sune mail-ul. Intenționat am zis așa. Și da, dacă vedeți că mi-am pătat hanoracul, chiar mi l-am pătat. Așa se întâmplă când muncești în timp ce mănânci. Sau când mănânci în timp ce muncești? Ce a fost prima dată, mâncatul sau munca? Aia e. Facem așa și nu se vede. Să înceapă episodul 116. Asta înseamnă interior-exterior. Nu așa trebuia să o faci, să se ude, mă, nătărăule. Despărțire ca la carte. Dar cu mașina ce ai avut? 2 luni fără p***dă. O leacă apă a fost. No, acum nu a murit nimeni. Ai uitat să dai cu ceară. Miroase a fostă. Păcat de interiorul mașinii. Eu aș zice păcat de interiorul ei. Așa sunt glumele pe la Galați. Legenda spune că nu ai mai primit mașina din seara aia. Wash and go. Acel moment când vrei să verifici dacă e frumoasă și fără machiaj. Înainte să ne uităm la următorul clip, trebuie să le mulțumesc membrilor de pe acest canal. Dacă și tu vrei să devii membru, știi ce trebuie să faci. La final a rămas motorul. Eu cred că omul nu înțelegea de ce nu se ia negreala aia. Își schimbă vopseaua în primăvară. Așa face Loganul. Aparatul de sablat s-a inventat în 2005. Oamenii în 2004. Vrea să vadă dacă e un Renault sub ambalajul de Dacia. Cred că e mașina lui șefusul. Logan luat de la Vericu. E model camuflaj. Ai vopsit-o? Nu, e spălată cu pervot. Iese la poliș. La sfârșit, a plecat cu taxiul. Transformers. De fapt, mașina e neagră, iar griul ăla e mizerie. Știe el ce știe. Când te pune patronul să speli mașina de firmă din banii tăi. Dacă n-ai mașină, speli ce ai. La cât a ajuns prețul motorinei, așa o să ajungem toți. I-ai făcut și interiorul vericule? Vezi că interiorul e cel mai important. Bunicul în tinerețe. Vezi să nu îi intre apă la motor. POV, 11 lei benzina. Îl spală pe picioare că-l bagă în casă diseară. Cred că a aruncat și profesoara. Ultimul nu avea ghiozdan la el. Era ăla care nu are niciodată pix la el și a aruncat și el cu capacul de la coșul de gunoi. Pentru noi, amuzant. Pentru tine, mergea și un scaun aruncat. Ăștia care au aruncat cu ghiozdanele etc. sunt ăia care o să lucreze la betoane, cu legătorii de căpșuni. Viitorul sună bine. Niciodată tocilarii nu stau în ultima bancă.
Da, mă, deci pentru cei care n-ați văzut clipul ăsta, cu sunetul clipului, e spooky rău de tot. Oamenii, în timp ce dezamorsează bomba, se aud alte bombe care explodează pe lângă ei, deci... Acum, hai să ne uităm la comentariile românilor. Apa trebuie să fie plată sau minerală? Am o butelie cu gaz și nu vreau să risc. Informații neclare. Bine de știut! S-ar putea să avem nevoie în viitorul apropiat. A pus păturica să nu-i fie frig? Pătura trebuie să fie albă? Luați aminte! Cine știe mâine, poi mâine? E bine ca o mânuș. Cel mai bine merge cu ceai de mușețel. Pregătirea pentru fier vechi. Vă dați seama dacă se împiedica. Avem un alt TikTok cu șir de lucruri. Șir cu ce poți pune în trafic, dar și în pat. Tată, mai încet că mi-e frică. Iar e roșu. Stai vere că și eu sunt la rând. Ce aglomerat e aici. Nu stau mult, că poate vine proprietarul. Frumos pe aici, mai venim. Ce a crescut iarba de când n-am mai fost pe aici. Am ratat intrarea? Intru în următoarea. Durează 10 minute. Nu mai merge pistonul. Hai că nu mai e roșu. Eu mă bag, nu știu de tine. Poate mă întorc acasă dacă mai stăm mult pe loc. Intrăm în tunel. Oare mă lasă să intru și eu? Ce mare e groapa aia. Oprește să se dea jos, copii. Am pentru voi un clip pe care vi l-am lăsat pe Instagram la story, iar voi ați lăsat o grămadă de comentarii amuzante. În cazul în care n-ai dat follow pe Instagram, neapărat trebuie să o faci, pentru că acolo pun o grămadă de chestii pe care aici nu le vedeți și în plus pun clipuri la care să lăsați comentarii. Că mulți mă întrebați unde pot să las și eu comentarii. Pe Instagram. Hai să ne uităm la clip și apoi să citim comentariile. Și a făcut singur vaccinul. Veterinarul. De unde sunt rănile astea? Stăpânul. E mai complicat. Îl vorbeau puricii de rău pe la spate. Error 404. A uitat puricii să plătească chiria. Când zice mama, mâncă-l și tu pe el. Purici 1, câine 0. Am mușcat puricele de m-am făcut sânge tot. Stările mele în viață. Acel moment când te ia foamea și nu știi ce să mănânci, dar ești băiat deștept și găsești tu o soluție. Eu când beau mă bat cu toți, chiar și cu mine. Când au văzut păduchii cât de recalcitrant este, au plecat de bunăvoie. Foarte bun comentariu ăsta, felicitări Mihai, foarte bun. POV, toate merg prea bine și nu ai cu cine să te cerți. Autoapărare, adică te aperi de tine însuți. Acel moment când te înțeapă eticheta de la bluză. Fetele în perioada aceea a lunii. Eu încercând să-mi rezolv problemele singur. Râdeți voi râdeți, dar dacă faci așa și la gleznă... Scrieți mai jos care a fost cel mai epic comentariu. Fii sigur că ai dat like, că te-ai abonat. Și cam atât. Ne vedem săptămâna viitoare. Ciao!